Am dorit să aflăm care sunt cauzele ce au generat operațiunile militare și implicarea peste noapte a armatei a 14. Despre cauzele care au generat acest război, de fapt este un război recunoscut de toți, de toată lumea. Ca să vorbim de aceste cauze, cred că ar fi bine să vorbim de scopurile care determină aceste cauze, scopurile părților beligeranti care au declanșat acest război. Dacă e vorba de conducerea Republicii Moldova, atunci clar lucru că ăsta este un război de apărare. Dacă e vorba de partea opusă, de liderii separatiști, atunci ne-am convins cu toții că acesta este, odată cu implicarea armatei a 14, despre care dumneavoastră ați pomenit, este un război de cotropire. Deci, care sunt sau care au fost, de fapt, și sunt scopurile liderilor din Transnistria? În primul rând, începând cu anii 89-90, văzând că Moldova, Republica noastră, face primii pași democratici, primii pași pentru înfăptuirea, realizarea principiilor democratice, ei n-au fost de la bun început de acord cu aceste chestiuni și au încercat în fel și chip să stopeze acest proces de democratizare. Cu alte cuvinte, începând cu 89-90, acestor lideri li s-a luat țâța de la gură. Ei se ocupau cu distribuirea tuturor bunurilor, inclusiv apartamentelor, limuzinelor și așa mai departe, a posturilor. Și atât n-au fost de acord cu aceste chestiuni și au hotărât să-și facă un stat aparte. Statul Transnistrian. Astea au fost scopurile. Însă, scopurile lor au coincis cu scopurile Imperiului Sovietic, care unii lideri de acolo, de la Moscova, având dorința de a menține hotarele acestui imperiu, s-au folosit de aceste chestiuni, de aceste momente din Transnistria, s-au contopit aceste scopuri și au început să activeze împreună, împotriva statului Moldova. Și care este situația la zi? Acum, la zi, aș vrea să menționez totuși că în realizarea acestor scopuri a influențat, sau au influențat, mai bine zis, greșelile comise din partea conducerii Republicii Moldova. Au catalizat dezvoltarea acestui proces. Și anume de ce? Conducerea noastră a predat pentru rezolvarea problemelor pe cale pașnic. Clar, e clar că asta e unica cale, calea pașnică de rezolvare a problemelor, inclusiv a acestor probleme. Însă, ea, conducerea, a pledat numai, dar n-a realizat aproape nimic, n-a realizat în înfăptuirea acestor măsuri pașnice. Și anume voi argumenta de ce. Iată cum de s-a întâmplat că raioanele din estul Republicii noastre, adică în aceste raioane, activa miliția noastră, activau procuraturile noastre, judecătoriile noastre, Ministerul Securității Naționale, secțiile Ministerului Securității Naționale, sovietele noastre, ele activau și la un moment dat au trecut de partea separatiștilor. Asta e întrebarea principală. Și acest lucru s-a produs din cauza că, anume pe căi pașnice, nu s-a întărit miliția care activa, miliția noastră care activa în raioanele din stânga Nistrului. Dar asta foarte mult importă, fiindcă acest lucru ar fi stopat pașii făcuți anticonstituțional din partea liderilor separatiști. Iată, pot să vă aduc exemplu concret cu secția orășănească din Bender, secția de poliție, care a fost, de fapt, relativ întărită, însă principalul fapt constă că, deci, chestia principală constă în faptul că în fruntea acestei secții stă un om foarte de treabă, un om cum se cade, un patriot, l-am în vedere pe domnul Guslecov, și acest om a reușit ca să creeze un colectiv multinațional. Un colectiv multinațional și acest colectiv așa eroic apără și orașul și populația de acolo. Deci dacă ar fi fost acest lucru în toate raioanele din stânga Nistrului, același lucru s-a procedat și cu procuraturile și cu judecătoriile populare și cu sovietele raionale. Nu s-a lucrat pentru întărirea lor, pentru, vă zic, lucru ideologic, în rândul oamenilor care activează în aceste organe. Mai departe, în unitățile economice slab s-a lucrat. Foarte slab s-a lucrat, aproape deloc. Și alte chestiuni, că nu s-a lucrat în masă. Nu s-a lucrat deloc în masă. Ce se întâmpla? Pe străzi în Chișinău se striga că ne unim mâini cu România, în Parlament se vota că nu ne unim niciodată. Și liderii separatiști au luat ca armă ceea ce se vorbea în stradă, nu ceea ce se vota în Parlament. Cu toate că nici una, nici alta nu sunt corecte din toate punctele de vedere. Dar, vedeți, ei foloseau aceste chestiuni în vigoarea lor, în folosul lor. Nu s-a lucrat în masă să lămurească lumea această românofobie, într-adevăr, lumea a fost indusă în eroare. Și în masă nu s-a lucrat. Ei au lucrat foarte bine ideologic. Au convins masele, toate satele, majoritatea satelor din stânga Nistrului. Deci a lucrat acea mașină de propagandă a Foarte just. separatismului. Da. Și ei au convins pe oameni că e mai bine cu ei decât cu noi. Și
și încă o chestiune, nu s-a făcut de fapt principalul. Nu s-au stopat pașii făcuți de infractorii smirnoviști, care pas cu pas încălcau Constituția și pas cu pas organizau răsturnarea puterii de stat acolo. Nu s-a făcut nimic în această privință. Ba se arestau, ba se eliberau, se jucau cu ei. Și cum vedeți dumneavoastră soluționarea acestui conflict? Cum văd eu soluționarea? Clar lucru că acum e foarte greu. În primul rând, lumea este înrăită. Aici și acolo. Ei și noi și ei au pierdut rude apropiate. Au pierdut, au rămas fără case. Foarte mult a influențat aceste evenimente, au influențat asupra psihologiei și a lor și a noastră. De acum vrem noi, nu vrem, recunoaștem, nu recunoaștem, dar ei au miliția lor, garda lor națională, sovietele lor, au, vă să zic, au făcut acest lucru în populație, au organul suprem a puterii de stat, îl recunoaștem, nu îl recunoaștem, dar aceste organizații statale funcționează și vreau să spun, funcționează mai bine ca la noi și sunt mai bine dirijate și organizate. Totuși, dar avem... Totuși, este foarte greu, dar cred că numai pe cale pașnic, apelând la organizațiile internaționale, noi acum am început să facem acest lucru, dar nici acest lucru nu s-a făcut în mod activ până acum, apelând la organizațiile internaționale, apelând la statele democratice, care într-adevăr vor să ne ajute, și numai pe cale pașnică trebuie să rezolvăm acest conflict. Însă vreau să vă spun că în legătură cu chestiunea, cu toate lucrurile care s-au petrecut aici, eu am rămas contrariat din cauza că s-au creat două lumi și asta foarte are o mare importanță pentru rezolvarea totuși acestei probleme până la urmă. O lume este aici, o lume a adevărului, o lume a vitejiei, o lume a eroismului. Aici se plânge, se moare. Însă altă lume, o lume în spate, spre exemplu Chișinău, Bălțu și alte raioane care nu sunt aproape situate aici. Acolo, de fapt, mi-am făcut impresia când te afli acolo că e lumea falsului, lumea minciunii, lumea demagogiei. Se cântă, se joacă nunți. Parcă nici nu s-ar întâmpla aici ce se întâmplă pentru ei acolo. Și atât când vii și te duci acolo și tot așa, rămâi contrariat. Și vreau să vă spun că, fiind aici, îți dai seama de faptul că trebuie să lupți, să-ți aperi patria, să-ți aperi pământul, să-ți aperi națiunea, viitorul și așa mai departe, iar fiind acolo, te gândești, pentru cine și pentru ce lupți? Pentru cine? Iată, băieții ăștia jertfesc sănătatea și viața. Pentru cine? Pentru rușii și ucraineni care trăiesc în Chișinău sau în Bălți sau în alte părți și când vorbești cu dânsi și discuți, ei sunt născuți aici, sunt patrioți, dar de ce ei nu apără patria? Măcar, eu nu spun că ar fi bine să stea și ei de rând cu noi, să vadă ce înseamnă să stea între așa, dar măcar să iasă la televiziune, la radio, în presă, să-i convingă pe confrațiilor din Transnistria, din Rusia, ca să apeleze la rațiune. Sau pentru acei care iarna poluează aerul, dacă trăiești în vecinătate cu ei, îți pare că trăiești în Donbas și acum stau sub copaci niște handrălăi și vând flori în Chișinău. Pentru ei se lupți. Sau pentru acei care îmblă prin Chișinău și prin alte părți și se bat cu pumnul în piept că ei sunt urmașii lui Ștefan. Dar aici n-am văzut de fapt niciunul. Pentru ce ne luptăm noi? De ce? Eu cred că dacă noi nu ne pătrunim de esența lucrurilor care se produc și aici și acolo și pretutindeni și împreună, consolidându-ne, vom pune piedică desfășurării acestor momente și acestor evenimente, atunci sunt convins că vom fi îngenunchiați cu toții, indiferent de faptul că suntem moldoveni, ruși, ucraineni.